Adăposturile de protecție civilă, unul de pe Bulevardul Tomis, două de pe strada Egretei și trei de pe strada Arcului, au intrat într-un proces de reabilitare și modernizare. S-au executat lucrări de igienizare și reparații la un număr de 6 adăposturi. În aceste adăposturi s-au reparat pereții, s-au zugrăvit, s-a vopsit instalația de filtroventilație, s-au curățat filtrele, s-au schimbat motoarele. Au fost refăcute și instalațiile de filtroventilație, s-au înlocuit motoarele, s-au montat becuri și lămpi de exit. S-au montat becuri, lămpi, instalația electrică în mare parte a fost schimbată, s-au montat lămpi de exit. Adăposturile au dimensiuni diferite, de la 37 de metri până la 416 metri, iar fiecare persoană are alocat un metru. De asemenea, echipele de muncitori au înlocuit ușile, au remediat defecțiunile la instalația electrică și au montat instalații sanitare noi. După cum vedeți, au fost montate chiuvete conectate la apă potabilă, au fost montate etajere, oglinzi noi, iar grupurile sanitare au fost complet renovate și modernizate. Avantajul principal al acestor tipuri de adăposturi îl reprezintă grosimea pereților construiți astfel încât să facă față atacurilor aeriene. În timp de pace, buncărele pot fi folosite și în alte scopuri, dar trebuie să fie eliberate în situații de urgență în maximum 24 de ore.